Cred că, chiar dacă nu se dădea dânsul demisia, oricum ar fi fost schimbare în funcție. Pentru că la noi e cam sport național. Cine este bun, trebuie schimbat din funcție. Așa că nu este nimic nou. Cam atât am avut de spus. Divergențele între ministrul Oros și primul ministru au apărut odată cu depunerea primului draft la Comisia Europeană, unde la poziția agricultură era acel proiect de gestionare a apei, care a fost în final respins de comisie. Îmi pare rău că acest ministru spune că este și profesor universitar și e și medic veterinar. Păi dacă ești medic veterinar și tu n-ai reușit ca ministru să stârpești sau să stăvilești în România să lucrezi pesta porcina africană, le-ai dat în plus la salarii încă câte 10.000 de lei, am înțeles, la fiecare medic veterinar, dar fără să facă absolut nimica, toți medicii veterinari din România șovează, n-au nicio activitate. Și această gripă merge în continuare și facem distrugeri de zeci de mii sau sute de mii de porci, n-are ce căuta acolo, să ducă să-și vadă de treabă, să ducă nici la catedră n-are ce căuta, că îi învață pe aia prostii. Avem și o veste bună, domnul ministru Oroș și-a depus demisia astăzi. Consider că este unul dintre miniștrii care nu și-au onorat cu adevărat funcția pe care a primit-o, fiind o funcție politică. Ajungem să regretăm ceilalți miniștri ai agriculturii, de departe cel mai bun ministru fiind domnul Petre Daia. Sperăm ca viitorul ministru al agriculturii să fie mai aproape de fermieri și să ducă o politică pentru dezvoltarea agriculturii. Fac acest video ca o reacție a demisiei domnului ministru al agriculturii în ceea ce privește pe plan personal sau pe planul fermei pe care o dețin, fermă de bovine pe lapte, nu mă lasă practic rece. Din ce motiv? Subvențiile din an la an s-au micșorat. Prețul laptelui, îl știți și dumneavoastră care este unul derizoriu. Nu am fost susținuți, nu am fost nici cu fonduri europene. Tot ceea ce am făcut din buzunarul propriu.